Vreau să încep prin a spune la mulți ani tuturor giurgiuvenilor, astăzi fiind ziua orașului, la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Gheorghe. Sănătate multă, fericire și să avem un an mult mai bun decât cel care a trecut. Poate reușim și noi anul acesta să ne petrecem Paștele în liniște și creștinești. Vreau să abordăm câteva subiecte astăzi la conferința de presă, campania de vaccinare, care din punctul nostru de vedere este un mare eșec, ce s-a întâmplat la Ministerul Sănătății, planul de reziliență, profit de ocazie și vi-l reprezint pe domnul Nelu Dragomir, proaspăt reîntors în rândurile noastre, îi urez bun venit în organizație. Apoi am să dau cuvântul colegilor mei să vorbească, după care vă stăm la dispoziție cu toate întrebările noastre. Campania de vaccinare. Am văzut că este prezentată de către cea mai toxică coaliție care a fost vreodată la conducerea României ca pe un mare succes. Adevărul este că această campanie este un eșec răsunător și nu mă mir atât timp cât există contradicții la cel mai înalt nivel în statul român. Premierul se contrazice cu vicepremierul. Domnul Câțu spune că suntem pe locul 4, domnul Barna spune că suntem pe locul 25. Nu știu ce ar putea să înțeleagă românii din această contrazicere. În momentul de față nu prea mai sunt oameni care doresc să se vaccineze și nu este pentru noi Partidul Social Democrat, nu este de mirare acest lucru, deoarece oamenii nu au cum să nu vadă că de 4 luni de zile acești guvernanți, această coaliție toxică, se ceartă doar pe ciolan, se ceartă doar pe funcții și pe banul public. Au așteptat ca, nu știu, de la bunul Dumnezeu să crească numărul de paturi la ATI, să crească numărul medicilor. Nu au făcut niciun efort în acest sens, cu toate că au promis din campania electorală acest lucru. Numărul mic de oameni care se vaccinează este consecința politicii proaste și a modului în care este gestionată această campanie de vaccinare de către premierul Câțu, mai nou zombie politic, îl numesc miniștri din propriul guvern. 30% dintre bătrâni și bolnavi cronici s-au vaccinat și părerea noastră că încet, încet vom ajunge ultimii în Europa și la acest capitol, deoarece oamenii nu văd decât ceartă, scandal, bătaie pe bani publici, jigniri, cu această coaliție de guvernare nu văd altceva nimic bun. Ministerul Sănătății. Noi am crezut că mai rău decât Voiculescu nu se poate. Dar cei de la USR, împreună cu PNL, ne demonstrează pe fiecare zi ce trece că se poate și mai rău. Demiterea ministrului Voiculescu este rezultatul moțiunii de cenzură simplă a doua pe care a depus-o Partidul Social Democrat pe fondul certurilor din coaliție și a scandalurilor care, cum vedem cu toții, sunt la ordinea zilei. Din păcate, v-am spus, nu credeam că se poate mai rău decât Voiculescu, dar băieții ne arată că se poate. Eu cred că doamna ministru are o misiune foarte, foarte grea în momentul de față, să vină cu un plan ferm de ridicarea restricțiilor, cu niște măsuri ferme. Mă îndoiesc că este capabilă. Cred că trebuie să repare de îndată câteva greșeli majore ale lui Vlad Voiculescu. Cu voia noastră o să enumer câteva din ele. Cred că în primul și în primul rând trebuie să rectifice bugetul Ministerului Sănătății. Nu este posibil ca în plin vârf de pandemie ATI-urile să rămână fără bani. Casele de sănătate trebuie să achite spitalelor de stat, să plătească cheltuielile pe care le-au făcut în campania, în această criză de COVID, în pandemie, pentru că sunt falimentare. Cred că trebuie redeschise școlile de urgență. Este un rău acolo care cu greu va fi remediat prin lipsa copiilor de la școală. Trebuie să ridice cea mai aberantă măsură, aceea cu magazinele închise de la ora 18. Mi se pare o bătaie de joc la adresa românilor și cred că haosul a fost, în magazine a fost mult mai mare și aglomerația decât până în momentul în care ei au băgat această restricție. Nu are o misiune ușoară. Mă îndoiesc că este
capabilă doamna ministru, având în vedere că a spus sus și tare că va continua politica lui Voiculescu, vă dați seama unde ne vom îndrepta. Încet și sigur. Planul de reziliență. Mărețul plan de reziliență cu care această coaliție toxică tot minte țara asta, minte românii de ceva vreme, vreau să știți că este un mare, mare eșec. Este al treia oară când este refuzat la Bruxelles. România riscă să piardă acea finanțare europeană. Trebuie să știți că din cei 30 de miliarde, jumătate sunt împrumut, iar jumătate, pentru cealaltă jumătate, contribuția noastră la bugetul UE va crește anual cu 350 de milioane. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, unde este câștigul nostru ca țară? Cum a negociat acest guvern planul de reziliență? Mai mult de atât, se pare că nu îl putem pune în aplicare. Acest plan de reziliență, noi am cerut să fie discutat în Parlamentul României. Nu am cerut să fie votat, reține, să fie discutat, pentru că vorbim de toată România, vorbim de zone de dezvoltare, iar nimeni nu este capabil în momentul de față să ne prezinte acel plan de reziliență, aflând din presă că este refuzat la Bruxelles. Părerea noastră că nici premierul Câțu nu știe concret ce conține acel plan de reziliență, atât timp cât în permanență ni se spune nu este bine, luați-l înapoi, refăceți-l. E clar că domnul Ghinea nu poate, nu este în stare să gestioneze acest plan de reziliență foarte, foarte important pentru țara noastră. Sunt curios ce o să spună în continuare administrațiilor publice, sunt curios ce o să spună ministerelor care le-au promis miliarde și miliarde de euro, văd că nu se concretizează absolut nimic și nu văd bine țara noastră vis-a-vis de acest plan de reziliență. Trec puțin la administrația noastră locală, mă refer la Consiliul Județean. Am văzut că a fost aprobat bugetul în ședință. Din punctul nostru de vedere, este un buget cu foarte, foarte multe greșeli. Se face acolo un împrumut care noi nu spunem că este ilegal, spunem că este greșit întocmit acel proiect de hotărâre, dar bugetul este nu zob, încalcă cele mai elementare reguli ale legii bugetului și în acest sens vom face o adresă către finanțele publice și către Prefectura Giurgiu, nu să atacăm acel buget, ci să se corecteze acele greșeli, pentru că așa este normal. Eu am încercat să-i dau credit și încerc în continuare să-i dau credit domnului președinte Beanu. Ați văzut că nu prea am mai vorbit în ultima vreme despre dânsul și am să încerc să vorbesc cât de puțin, pentru că vreau să văd că se construiește spitalul, vreau să văd că se construiește ceva cu școală, nu mai știu ce a zis. Învățământul dual. Da, un campus. Eu vă spun 100% că noi nu suntem eligibili pentru aceste proiecte, dar vă repet, îi dau credit în continuare. Însă când văd asemenea derapaje, nu am cum să nu le taxez. Văd că se angajează în continuare la Consiliul Județean. Nu spun că este un lucru rău, însă am văzut pe domnul președinte Beanu că spune dânsul încurajează tinerii să vină către administrații și am văzut că are un tânăr acolo de mare viitor și de mare perspectivă, de vreo 75 de ani, domnul primar de la Grădinari, angajat, un tânăr de mare viitor pentru județul Giurgiu. Bine, l-a luat la pachet cu fiul. Sincer, aștept să o angajeze și pe soție, ca să nu, omul fiind cu naveta e greu, să o angajeze și pe soție, poate îi mută pe toți la Giurgiu. Foarte bun exemplu de încurajare a tinerilor. Bine ar fi să vină domnul fost primar și pe la serviciu. Ar fi ideal dacă ar veni și pe la serviciu în fiecare zi, nu prea vine. Cum v-am spus, vom depune la finanțe și la instituția prefectului. Domnul Nelu Dragomir. Am tot citit în presă, fel și fel de prostii. Unele ne-am amuzat, unele vă recunosc sincer că ne-a deranjat, că e scandal, că nu e niciun scandal. Rolul nostru în momentul de față este să reconstruim atât organizația municipală cât și organizația județeană. Pe oameni buni, nu prea avem pe ce să ne certăm, că suntem în opoziție. Nu sunt motive de ceartă. Așa cum am spus de nenumărate ori, am deschis ușile partidului pentru că îmi doresc să vină cât mai mulți oameni lângă noi, îmi doresc o reconstrucție, nu vine pe funcția de președinte domnul Dragomir, însă
dacă dânsul dorește să candideze în momentul când vor fi alegeri atât la municipiu cât și la județ, nimeni nu poate să interzică nici lui Nelu Dragomir, nici altei persoane care dorește să-și depună candidatura. Este liber fiecare să candideze atât la municipiu cât și la județ. Haideți să ne oprim cu scrisul cu scandal și nu există niciun scandal, nu iese absolut nimeni pe nicio ușă din dos, pentru că reconstrucție nu înseamnă să dăm oameni afară, înseamnă să aducem oameni, să închegăm o echipă câștigătoare, pentru că noi avem speranța și încredere în organizația noastră că la următoarele alegeri vom recâștiga atât municipiul cât și județul. Eu cam atât am avut să vă spun, am să-i dau cuvântul colegei mele Elena Dinu, după care domnului Dragomir, și o stăm la dispoziție cu întrebările. Vă mulțumesc! Bună ziua! Vă spun și eu, vă rog să-mi permiteți pentru început să le urez la mulți ani sărbătoriților zilei, la mulți ani tuturor giurgiuvenilor. Astăzi avem o dublă sărbătoare, Sfântul Gheorghe și ziua orașului Giurgiu. Este un prilej de sărbătoare pentru noi toți, deși trăim aceste vremuri nu prea fericite. Aș vrea să detaliez un pic despre criza cea mai importantă după criza politică din România, peste care teoretic tocmai am trecut, despre criza medicamentelor citostatice. Criza medicamentelor pentru bolnavii de cancer, pentru bolnavii oncologici. Timp de 4 luni, domnul ministru Voiculescu și-a tot făcut echipă. Am semnale de la pacienți, de la asociațiile de pacienți, că de aproximativ 2 luni tot încearcă să obțină audiențe și tot trimit petiții către Ministerul Sănătății pentru a-i aduce la cunoștință domnului ex-ministru, pentru că vorbim de un fost ministru, Doamne ajută pe așa, domnului ex-ministru despre faptul că în curând pacienții de cancer, adulți și copii, vor rămâne fără aceste medicamente care le pot salva viața sau cel puțin le o prelungesc. Domnul ministru a fost ocupat cu probleme pe care numai el le știe, pentru că de problemele care ard cu adevărat nu s-a ocupat deloc în această perioadă. Spitalele au rămas fără fonduri. Contractele cost-volum rezultat sunt nenegociate și în curând va apărea o nouă criză a medicamentelor pentru alte boli cronice și pentru alte boli rare. Pacienții cu tratament fără interferon vor avea în curând aceeași problemă ca și cei oncologici, pentru că aceste contracte n-au început să fie negociate și pentru că pașii administrativi durează în negocierea acestor contracte. Domnul ministru Voiculescu doar s-a jucat, doar a făcut declarații de toate felurile și în acest moment ne confruntăm cu această criză. Aș vrea să spun că întreruperea tratamentului pentru acești bolnavi, adulți și copii, le poate pune în pericol sănătatea și chiar viața. Și nu numai. Oprirea tratamentului citostatic înseamnă reluarea schemelor de tratament ulterioare. Domnul Voiculescu a mai făcut în stilul caracteristic și o altă măgărie. A nominalizat ca reprezentant al bolnavilor de cancer în Comisia de Oncologie a Ministerului Sănătății o doamnă care locuiește în Olanda, apropiată de dumnealui. Iar pacienții oncologici, ca să poată să ia legătura cu Comisia de Specialitate din Ministerul Sănătății, trebuiau să ia legătura cu acea doamnă din Olanda. Sper ca aceste lucruri să se rezolve cât mai urgent de către doamna nou ministru pusă în funcție, deși, sincer, în afară de faptul că este medic de profesie, nu recomandă nimic pentru această poziție de ministru decât carnetul de partid.
Este o doamnă cu experiență de 8 luni la o policlinică privată, care n-a condus în viața ei 5 oameni, 10 oameni în spital, o direcție, nu s-a confruntat cu nicio problemă. Este o interfață a domnului ministru, Voiculescu. Sper ca să nu împrumute de la domnul ministru Voiculescu și comportamentul sfidător și cinismul, pentru că ministrul sănătății trebuie să fie acela care să se ocupe de starea de sănătate a tuturor românilor. Ei nu pot fi, din poziția aceea, reprezentanții mediului privat, a spitalelor private și nici a altor interese. Ei trebuie să fie cei care au grijă de sănătatea românilor. Sper să nu mai văd în acest mandat, deși sper să nu mai văd pacienți umiliți, sper să nu mai văd pacienți care așteaptă la ușile spitalelor să fie tratați, sper să văd coerență în acest mandat și mai sper de asemenea să nu rămân doar cu speranțe. O altă problemă pe care aș vrea să vă aduc la cunoștință este aceea că, după criticile noastre, am văzut că președintele Consiliului Județean și-a revenit cumva în legătură cu spitalul nou, cu secția de cardiologie din fundul Curții a ales să deruleze proiectul PSD de reabilitare, extindere și dotare și a domnului președinte Mina de reabilitare, extindere și dotare a Spitalului Județean. Pentru că avem nevoie de un spital, avem nevoie de el cât mai repede pentru a pune la dispoziția giurgiuvenilor infrastructura de sănătate atât de necesară. Nu stăteam de răfuieli politice. Proiectul nostru era într-un stadiu avansat, deci nu trebuia să se mai apuce nimeni să facă SF-uri, să găsească locuri. Nu mai face SF-uri? Nu. Vai, nasol. Poate o să descopere un alt SF de făcut, dar e clar că am văzut o hotărâre de Consiliu prin care aprobă indicatorii economici pe proiectul CNI. Doamne ajută că, știți cum e, Dumnezeu îi dă românului mintea cea de pe urmă. Doamne ajută că în urma strigătelor noastre disperate că lasă un proiect matur, exact, să se apuce de unul ipotetic într-o groapă de pe la Malul Roșu, unde se inundă când cresc apele. Acest lucru se întâmplă. Să sperăm că nu se va răzgândi din nou, pentru că am mai văzut, și că acest lucru se va întâmpla. Dacă, vis-a-vis de campania de vaccinare, aș vrea să mai detaliez puțin. Din nefericire, suntem astăzi printre cele 3 județe la care nu se mai înscrie nimeni pentru vaccinare. Acest lucru a demarat cu județul Giurgiu din lipsa de preocupare a autorităților locale pentru și autorităților centrale, dar și autorităților județene, pentru ca pacienții într-adevăr vulnerabili, cu nevoi, aceia care nu au posibilitatea să intre pe platformă informatică, care nu știu să o facă, care nu au bani să se deplaseze către centrele de vaccinare aflate la niște zeci de kilometri distanță, nu au fost ajutați de către cei care coordonează la nivel de județ campania de vaccinare să fie vaccinați. S-a vaccinat bazinul care se ducea oricum către vaccinare și în județul Giurgiu mai rapid decât în alte județe, deși o să vedeți că va fi același lucru în toată țara. S-a terminat acest bazin. Acum, ca și campania de vaccinare să continue, va trebui ca autoritățile să facă mai mult decât să se pozeze pe la ușa și prin niște centre de vaccinare. Vor trebui să ia măsuri concrete pentru ca cei care au nevoie într-adevăr de vaccinare să ajungă acolo. În acest moment e la liber, s-a vaccinat un număr de persoane în județul Giurgiu.
Probabil jumătate dintre cei vaccinați în județul Giurgiu nu sunt giurgiuve, pentru că știm că la un moment dat era un turism de vaccinare către noi. Aștept, din nou, fac un apel și aștept, că am văzut că de faptul că noi mai tragem de mânecă mai determină câte o inițiativă din partea celor care ne conduc, să vedem măsurile pe care ei le vor lua, pentru ca populația vulnerabilă, cei care au nevoie de vaccinare în județ, să înceapă să fie vaccinați. Eu cam atât din cele importante care se întâmplă în acest moment la nivelul județului Giurgiu, aștept întrebări. Mai comentez puțin imediat după ce dăm, cer scuze de domnul Dragomir, vis-a-vis de campania de vaccinare. Am văzut că mai nou guvernul cere ajutorul bisericii în această campanie de vaccinare. Păi mă, oameni buni, cât de nesimțiți pot fi și de ipocriți. Uităm că anul trecut preoții erau amendați, uităm că erau păzite bisericile să nu se țină slujbe, uităm cât i-au hingherit pe preoți, acum le cerem ajutorul. Cât de ipocriți putem să fim? Vis-a-vis de Ministerul Sănătății, vreau să știți că Partidul Social Democrat încearcă, celelalte partide nu votează, să bage în Parlament, să votăm o comisie pentru a ști și noi exact dacă datele vis-a-vis de pandemie, raportările morților și a persoanelor infectate sunt reale. Pentru că domnul Voiculescu, fost ministru Voiculescu, a spus că datele au fost falsificate pentru ca alegerile să se țină mai devreme. Lucru întărit și de vicepremierul Barna. Nu greșesc, nu? Păi dacă ei vorbesc de transparență, eu cred că trebuie să fie de acord cu înființarea acestei comisii ca toți românii să știe dacă acele date care s-au raportat sunt corecte sau au fost falsificate. Și cu părere de rău vă spun, dacă această coaliție nu votează pentru înființarea acestei comisii, cred că încet și sigur coaliția se transformă în grup infracțional bine organizat. Pentru că ascund adevărul românilor, pentru că au falsificat numărul morților pentru a ține alegerile. Mai devreme, că altfel cred că luau 10%. Vă mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Dragomir. Bună ziua! Mă alătur și eu urărilor adresată de conducerea PSD Giurgiu, adresată giurgiuvenilor. Le doresc să fie sănătoși, că asta ne dorim cu toții în momentul de față, în acest ultim an greu, să aibă grijă de ei și le spun sincer, la mulți ani. Referitor la revenirea mea în familia PSD-istă, mă bucur că am revenit după câteva 3-4 luni de rătăcire. Sigur, una dintre întrebări va fi de ce am plecat. M-am gândit foarte bine când am plecat și am văzut știrile când întreaga organizație PNL de la municipiu urma să ia locul organizației PSD de la municipiu, m-am speriat și am zis locul meu nu mai acolo, pentru că eu m-am luptat cu PNL-ul. Toată viața am votat cu stânga și n-aveam cum să plec decât pentru 3 luni am plecat la un partid de stânga. Sunt bucuros că am revenit acasă. Sigur, voi încerca și asigur conducerea să readuc în familia PSD-istă pe cei pe care, cu scuzele de rigoare, tot eu i-am convins la alegerile locale să fie alături de partidul din care am plecat. Promit că mulți din cei cu care am plecat la partidul nou înființat vor reveni acasă. Am puterea. Au și revenit. Au și revenit în mare parte și vă mulțumim. Îi cunosc. Și alături de ei voi face tot ce e posibil ca municipiul Giurgiu, organizația PSD Giurgiu, să fie acolo unde a fost în ultimii ani. Pe care o cunosc foarte bine, știu că m-am ocupat îndeaproape de această organizație și cu dragă inimă îi aștept să mă credeți că
imediat după alegerile locale, mulți știau că sunt tot la PSD, m-au întrebat de ce am plecat. L-am explicat și dumnealor. Și parcă rușinat un pic, le-am spus că mă întorc imediat. Și într-adevăr, înainte de alegerile parlamentare, eram acasă. Dar acum sunt și legal acasă, în sensul că mi-am dat demisia din Consiliul Local, implicit din Partidul Pro-România. Știți motivele, pentru că în presă au apărut motivele plecării mele și acum le spun, au greșit colegii mei din Pro-România, foștii mei colegi, că au votat acele două proiecte. Proiectul din piață, unde știm cu toții, e o tradiție în piața municipiului Giurgiu, pensionarii, fie ei șantieriști, chimiști, de la IGMUG și de la toate unitățile economice din Giurgiu, e locul de întâlnire. E păcat că actualii conducători ai primăriei s-au gândit, dar sunt niște interese, vă spun 100%, ca în acel loc de 100 de metri pătrați să fie concesionat către cineva și sigur acel cineva, după ce va intra în posesia acelei suprafețe, va face o construcție acolo, va fi îndreptățit să ceară să cumpere acea suprafață. Știți cât aglomerație în piață, aia mai trebuia încă o construcție în zona respectivă. Iar al doilea proiect a fost cel cu dublarea chiriei la incubatorul de afaceri, unde toți spunem că pandemie, toată lumea a avut de suferit, mai ales agenții economici. Și noi ce facem? Dublăm chiriile agențiilor economice și așa nu sunt foarte mulți acolo. Dar care e beneficiul atât de mare prin dublarea chiriei pentru primăria Giurgiu? Mă opresc aici, vă mulțumesc presei, am să fiu deschis, iar referitor la informația privind candidatura mea la conducerea organizației municipale a PSD, confirm că atunci când vor fi alegeri, sigur voi candida pentru această funcție. Cunosc foarte bine membrii de partid, voi aduce destui membri de partid, dar sigur, câștigul va fi dacă vor vrea oamenii să mă voteze. Nu că e numai dorința mea, dar sigur îmi doresc ca Giurgiu, organizația PSD, să fie din nou numărul 1, cum a fost și în perioada 2016-2020. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Și un subiect de abordat și imediat trecem la întrebări. Pentru că era tot a fost Ziua Pământului și mulți dintre dumneavoastră ați fost alături de noi în acțiunea pe care am avut-o, aș vrea să vă spun că săptămâna viitoare PSD va depune în Parlament un proiect de lege pentru modificarea legii achizițiilor, care să impună ca și obligativitate criteriul verde. Ce înseamnă acest criteriu verde? Acest criteriu verde înseamnă că cei care vor în lanțul de aprovizionare și transport vor polua mai puțin, adică vor fi mai aproape, vor obține niște puncte suplimentare la aceste licitații. De exemplu, dacă în toate celelalte țări acest criteriu verde există în legea achizițiilor locale, numai în România criteriul verde este în acest moment doar o recomandare. Dacă pentru o licitație, de exemplu, se înscriu un producător din Germania pentru măști, care aduce măști din Germania și unul din România, datorită faptului că pentru aprovizionare cel care vine din România poluează mai puțin pentru că este mai aproape, va obține un punctaj care îl va ajuta să acceadă mai sus la evaluare. Încercăm prin acest lucru să venim în sprijinul producătorilor autohtoni pentru IMM-urilor din România, pentru care guvernul nu a luat nicio măsură și care se decimează pe zi ce trece. Și sperăm că deși va fi inițiativa PSD-ului, și ceilalți să voteze acest lucru, pentru că un vot împotriva ar însemna că sunt împotriva românilor și a României.
Mulțumesc foarte mult. Dacă aveți întrebări, vă stăm la urmă. Doamna doctor, la sosirea coordonatorului campaniei de vaccinare la Cerciuți, știți bine, mă refer la domnul colonel dr. Gheorghiță, s-a recunoscut de către acesta faptul că nu există în trusa medicilor adrenalină. Da, cunoscut fiind faptul că această substanță este necesară în caz de șoc anafilactic. Da. S-a rezolvat problema, dacă știți ceva în acest sens. Nu pentru știu. Că dumneavoastră, pentru că dumneavoastră a cunoscut că este o problemă care cere rezolvare. Păi da, și trebuia rezolvată. Este, cum să zic, să mă întrebați acum pe mine, deci el trebuia să o rezolve și să și iasă să spună că a rezolvat-o. Pentru că, practic, pui viața omului în pericol, ești tu coordonatorul campaniei de vaccinare și recunoști și la o zi trebuia să ieși și să spui: am constatat că suntem tâmpiți și că în trusa de prim ajutor nu există fiola de adrenalină care ar putea salva viața oamenilor și începând de a doua zi, în această trusă există adrenalină pentru că noi guvernăm și noi hotărâm. Doamne, Doamne! Eu nu cred că s-a rezolvat, dacă mă întrebați pe mine. N-am auzit la George din... Teoretic! Din nefericire pentru actualii conducători, sunt foarte mulți medici din Spitalul Județean Giurgiu, care ne sună și ne semnalează cam ce se întâmplă în Spitalul Județean Giurgiu. Și știm haosul care este în spital și vă spun sigur că nu s-a rezolvat. Doamna deputat, și dumneavoastră și dumneavoastră, domnule Maria Mina, domnule deputat, ați afirmat că, știu, campania de vaccinare la nivel de județ e un mare eșec în acest moment. Pe lista de așteptare nu este la nimeni. Spitalul județean nu e nimeni. Nu e nimeni. De ce nu au fost implicați primarii în acțiunea asta de convingere a locuitorilor? Primarul are o mare influență asupra locuitorilor și ar putea să-i convingă. Este o întrebare foarte bună și la obiect. Cine trebuia să implice primarii, domnul Diaconescu? Cine se ocupă de această campanie de vaccinare la nivel de județ? Prefectura. Consiliul Județean, DSP-ul, noi vă spunem de un an de zile că sunt incompetenți și că doamna aceea, în afara faptului că este loială unei persoane, nu o recomandă nimic pentru funcția respectivă, a spus că suntem, probabil, a spus că suntem răutăcioși. Nu, nu suntem răutăcioși. Și mai mult de atât, vreau să știți că persoanele care s-au vaccinat în centrele din județul Giurgiu, peste 70% nu sunt din Giurgiu. Trebuie să știi, e foarte important acest lucru. Sunt oameni care au venit din alte județe, care nu au avut loc în județele lor sau erau trecuți pe lista de așteptare mai la coadă și au preferat să vină să se vaccineze în județul Giurgiu. Eu nu am văzut prefectura Giurgiu. Eu nu am văzut Consiliul Județean Giurgiu. Eu nu am văzut DSP Giurgiu. Și cine mai este implicat activ în acel comitet de situații de urgență, care au atribuții clare vis-a-vis de această campanie de vaccinare, să promoveze în vreun fel, să ne îndemne în vreun fel la vaccinare, cu argumente solide. Nu a existat așa ceva. Am văzut câte un comunicat al doamnei prefect, că nu poate să vorbească în publică dacă vede camera sau microfonul e blocată. Și cam atât. Ne puneți niște întrebări la care nu prea avem noi răspunsuri. Nu, dacă aveți semnale de la primari. Haideți să vă spun, primarii nu cred că or să se mai implice pentru că i-au mințit cu băgați bani în centre, că vă dăm bani înapoi. Băgați bani în campania de vaccinare, că vă dăm bani înapoi. Eu vă spun că oamenii s-au fript odată, suflă și în iaurt acum. Medicii de la centrele semnale au fost plătiți, că e un trei scandal național. S-au întârziat 3 luni plățile și se începuseră plățile de-abia pentru... S-au plătit foarte medicii și asistenții medicali. Domnul Diaconescu, nu știu dacă vă amintiți, dar vă amintiți sigur că la începutul campaniei de vaccinare eu îmi exprimam nemulțumirea și la dumneavoastră în emisiune și într-o conferință de presă. Și dădeam chiar soluții vis-a-vis de această campanie de vaccinare la nivelul județului Giurgiu, care nu însemna la momentul acela decât niște poze în niște centre făcute cu greu de autoritățile locale și în centrul de la spital. Și am spus așa, și se vaccinau foarte mulți bucureșteni, la acel moment toate locurile erau ocupate de persoane din București și din alte județe. Supărată fiindcă cei din Giurgiu nu au acces, cei care aveau cea mai mare nevoie de vaccinare, nu au acces
la aceste centre, am spus cum autoritățile locale, împreună cu prefectura, împreună cu asistenților comunitari, împreună cu rețeaua de medicină școlară care e tot în subordinea autorităților locale, ar fi trebuit să facă adevărate campanii în localitățile respective și să pună la dispoziție inclusiv transport celor aflați în situațiile cele mai vulnerabile pentru a veni la vaccinare. Ei bine, n-au auzit ce am spus eu, pentru că probabil nu interesează. În acest moment ne aflăm în situația în care listele noastre de așteptare sunt goale, adică nu mai dorește nimeni să se vaccineze. Cei care ar trebui vaccinați vor trebui ajutați să se vaccineze și nu pot face decât cei care astăzi coordonează această campanie. Nu sunt în stare, s-a demonstrat. Deci, noi ne-am remarcat negativ, primii din țară, împreună cu alte două județe, suntem primii care am clacat. Gata, nu mai... A dispărut mirajul pozelor pe la centrele de vaccinare pentru cei care ne conduc. Și mai mult de atât, ei nu știu să facă. Dacă giurgiuvenii vor fi vaccinați, nu va mai fi prin efectul dorinței lor în acest moment, cum se va întâmpla în toată țara, ci va fi o implicare a autorităților, care la momentul ăsta nu fac nimic. Și totuși avem peste 1000 de vaccinări pe zi. Am și o singură întrebare, de mai degrabă din punct de vedere economic, legată tot de ceea ce spuneați mai devreme. Acești medici și asistenți care lucrează în centrele acestea de vaccinare nu aveau contracte încheiate pentru plata acestor servicii, pentru că ordinul de bugetare către Casa de Asigurări de Sănătate a apărut la 3 luni. Da. Cât de legal este ca să faci plăți retroactive, pentru că conform tuturor legilor din România, nu ai cum să faci plăți retroactive atât timp cât tu nu ai avut bugetarea făcută. Este ilegal, evident. Și nici nu cred că vor fi plătiți acei medici retroactiv. Ați mai pomenit așa coordonare? Ați mai pomenit? În afară de poze frumoase prin toate locurile, măsuri concrete ca această campanie să-și dovedească eficacitatea, ați văzut? Că eu n-am văzut decât prostii. Cât de pușcărie e chestia asta? Adică dacă plătești un medic din ăsta care s-a dus și a făcut și ceva chestia asta, e... Da. Vă mulțumesc. Da. Dacă îmi permiteți, mă rog, n-am luat Giovan Chiriță, cum îl numesc. Vă rog. Aș avea câteva întrebări. În primul rând, pentru dumneavoastră, domnul președinte, vă rog. Legat, ați amintit de faptul că se construiește acest proiect pentru construcția noului corp de la spital și cel pentru școală, de care întrebați. Cum considerați că o școală poate lua un buget de 13.800.000 și ceva de mii de lei, iar un spital un buget de 10 milioane de lei? De unde poate să apară această diferență? Atât îi duce capul pe cei care au întocmit bugetul. Mai mult o școală decât un spital. Atât îi duce capul. Iar noi când am spus că în momentul de față Consiliul Județean, nu sunt cei din Consiliu în frunte cu președinte, nu sunt în stare să întocmească bugetul corect, mi-am luat niște înjurături. Se pare că nu sunt în stare. Nu mă miră absolut nimic din ce se întâmplă în momentul de față în Consiliul Județean, pentru că este un haos general, este o ranchiună și o lipsă de dialog, adică ori faci ca mine, ori pleci acasă, mare, foarte mare. Așa, atât l-a dus capul pe domnul președinte, împreună cu direcția economică, să întocmească bugetul pentru școală. Dacă n-au fost alte interese sau alte criterii pe acolo. Dacă mai îmi permite o ordine cu bară, pentru că și dumneavoastră, domnul președinte, și dumneavoastră, doamna Dină, sunteți parlamentari. La momentul de față știm că în România există o mulțime de spitale care sunt construite aproape în stadiu de a fi folosite, de trebuie o branșată. Cum ar putea să preseze PSD-ul din opoziție guvernul să deschidă aceste spitale pentru a fi folosite în această criză? Prin lor de poziție în Parlamentul României și prin interpelări. Acestea sunt mijloacele constituționale prin care noi putem face opoziție în momentul de față. Am înțeles. Și aveți de gând să faceți acest lucru?
Le facem. Dar nu vă bagă în seama, nu? Din păcate suntem minoritari, exact cum s-a întâmplat și la bugetul României, indiferent ce amendament sau indiferent cu cine vrem să intrăm, votează împotrivă. Pentru gașca asta, că e o gașcă acolo, nu e coaliție, e o gașcă de golani, nu contează decât interesul propriu, funcții, ciolan, bani public, România mai puțin și România. Și dacă mai permiteți, ultima întrebare referită la campania de vaccinare. Din punctul meu de vedere, se vede că o să fie un eșec. În momentul în care o să jupă gâtul guvernarea, iar și autoritățile pe care le au, dumneavoastră, ca și partid de opoziție, veți încerca cumva să împingeți oamenii pe care vă sunt simpatizați, să iasă în față, considerați că vaccinarea este utilă pentru ieșirea asta din pandemie, și o să încercați să îi împingeți pe dumneavoastră, chiar dacă le faceți... Nu o să încercăm să îi împingem. Eu încurajez pe toată lumea să se vaccineze, dar nu-i oblig. Vaccinul nu este obligatoriu, este foarte important. Cine vrea să se vaccineze, se vaccinează, nu e nimeni obligat să o facă. Dar eu cred că este normal și responsabil din partea noastră să îndemnăm oamenii să se vaccineze, pentru că doar prin vaccinare reușim să ieșim ușor-ușor din această criză și doar prin acest mod restricțiile încep să dispară treptat. Nu pot dispărea odată, nu puteți să șergem cu buretele. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim! Vă mulțumim!